Episod cu oameni buni. Azi suntem la situl arheologic din Păuleni, Păulenciuc. De îmbucetății, da. Și avem aici un câine care nu ne lasă. Care se cam joacă și mă mușcă. Așa. Și cum am promis ieri, azi o să postăm videoclipul acesta, cum lucrează arheologic. Deci hai să vedem, oameni buni. Și eu sunt foarte nerăbdător. Oameni buni, aici au săpat arheologii. Cred că chestia ce e ceva de fapt. Nu știu, are o formă interesantă. Asta întrebăm ce se mai întâmplă. Un om aici care ne va explica ce se întâmplă, ce au găsit. Deci o să revinem când se mai întâmplă ceva interesant. Cum e ce? Am săpat aici. Ce fain. Foarte fain. Oameni buni, în zona aceasta s-au găsit 8 case din epoca de bronz, să știți. Arheologii aici au găsit 8 case. Mult rechi, scapuri. Itt látható, tehát abból a sírból vannak a kerámia, tehát részben voltak égettek igazából csontok. Ezek az edények voltak mellett. És négy ezt kérdeztétek, hogy hogy készítették ilyen szépen így. Józsi, jól lelátta így Bine. Ezek az edények itt voltak ebben az edények. És itt vannak a házak, amikről beszéltem, hogy a feltárás. És ez egy kopil, a sászolód. Úgy tudom, kopilások. A gyermek. Szkeletúrami kopilás, és ez szerint. Itt vannak, amiket láttunk, a feltárások. Ez az áruk, az, amit most részben meg van nyitva. Tehát ezen a felén vagyunk most, és egészen túl sok elég át volt. Most körülbelül így idáig. Idáig van kiásnak nyitva. És ez a sötét, ez a telepés? Ez van feltárva, ez volt feltárva, igen. És ez volt az egész telepés. Tehát itt ez a platófen, amit látom. Igen, ezek már akkora bronzkoriak. Igen. Ezt a platófhoz gösszíti, tehát ebből az időszakból, akkor a bronzkorból, 2600-2400 Krisztus előtt, csak ezek a sírok voltak. Tehát nem volt házmaradvány, nem volt egyéb lelek. És ezek egymáson voltak. Igen. Ból lehet az a neve, hogy radiokarbon elemzés. Ugye a szerves anyagokból meg lehet állapítani, hogy hány éves körülbelül. Ezek a részkori edények, a festett, virágmotívumos, spiráldíszes edények. Milyen szép. Nézd meg, hogy még van festve. Ezek voltak a nyílhegyek. Igen. Kőből. Igen. Készült kovakőből. És Maxocska, ez mi szerinted? Egy kis. Nagyon jó. Nagyon sok ilyen állat, figurát találtak, ember ábrázolás. Te găsit o grămadă de statui din asta de oameni, de animaluțe. Igen. Și astea toate sunt expuse la Sfântul Gheorghe, la muzeu. Și ne ați văzut o haz, ziceam. Igen, ez a rekonstrukció. Ez a sárat a kasza. Újra rajzolni, hogy építették annak idején a házat. Hogy ilyen fa cölöpököt, és akkor befonták a cölöpök közét vesszővel. És tőle, hogy a tataja sénából volt csinálva. Micsoda? A tataja sénából volt csinálva. Hát valószínű. Igen, széna, szalma, nád. Tehát itt látszónak például ez egy falnak a cölöpük. Hát ezek nem találtuk, ezek nem a régészek ásták. Nem, ezek találtak. És itt is. Tehát itt például jól látszik ez a felszínrajz, itt jól látszik egy cölöpsor. A részkorban, tehát akkora házak voltak, hogy gyakran két részre osztottak, tehát két
szobából álltak. Volt gyakran mind a kettőben volt tűzhely. De itt is több oszlop van. Igen, 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 igen. Tehát ez is legalább két oszlopú volt, tehát maga csak ez, ez a... Ez a... Deci acesta nu este un mormânt obișnuit, acesta este un ritual de sacrificiu uman. Și au pus lângă ei vase. Când a ars focul și construcția de lemn a căzut, ea a căzut peste aceste vase și bucăți de vase au zburat în diverse părți. Noi am luat bucată cu bucată și uneori am reușit să lipim vase întregi, cum este acesta și acesta. Acesta n-am găsit toate fragmentele. Că după aceea au venit și alte populații, au dărâmat, au aruncat, dar când le-am pus în ordine, am văzut că este o numită regulă în felul în care este făcut. Și uitați-vă, ne-a ieșit un cerc, o cruce și triunghiuri. Și fiecare banda asta este umplută cu triunghiuri care sunt cu puncte, cum este acesta, cum se vede și aici. Și semnificația acestui decor nu este doar ca vasul să fie frumos. A fost un simbol. Înainte de toate, avem un simbol solar, care este un cerc și are raze. Orice copil imediat se gândește că probabil acesta este semnul solar. Dar interesant, toate razele sunt așa, sub formă de triunghi, iar patru raze sunt puse simetric în formă de cruce. Deci pentru oamenii preistorici a existat un sistem de orientare. Lumea era împărțită în patru lucruri. Sus, jos, dreapta, stânga. Astea sunt coordonate principale. Și ele sunt într-o anumită relație. Crucea care apare în creștinism, apare din simbolul acesta precreștin foarte vechi. Crucea apare mult înainte de creștinism. Creștinismul i-a dat alt semn. Triunghiul. Ce înseamnă o triunghi? Triunghiul, dacă el este desenat cu vârful în jos, înseamnă femeie. Știți de ce? Pentru că n-am găsit figurine de lut feminine, că aveau sâni, aveau toate trăsăturile femeiești. Și în josul corpului, între picioare și partea asta, era desenat un triunghi. Întotdeauna, și noi știm, că întotdeauna ei când au simbolizau sexul, făceau acest triunghi cu vârful în jos. Și atunci triunghiul luat separat, înseamnă oricum femeie, dacă femeie nu există. Uite, uitați-vă figurina. Da, dă-o încoace. Aici nu este foarte clar, dar mă rog. S-au găsit și în altă parte. De multe ori, pe figurina feminină, aici este desenat triunghi. Aici, de fapt, două linii sunt, lipsește una. E, în logica asta, dacă triunghiul cu vârful în jos înseamnă femeie, bărbatul trebuie să fie tot triunghi, că tot om e. Numai că vârful este invers. Dar ce se întâmplă când două triunghiuri se unesc? Poate să iasă figură în care un triunghi așa, unul așa, dar dacă le pui unul peste altul, iese steaua lui David. Prin urmare, ce înseamnă steaua lui David? Adică steaua cu șase capete. Ea înseamnă viață, împreunarea femeii cu bărbatul. Pentru oamenii aceștia erau două multe lucruri importante. Era importantă legătura lui cu soarele, pentru că în epoca asta zeul cel mai important a fost zeul ceresc, soarele. La asta avem soarele aici. Dar ei nu uitau și de alte lucruri, nu uitau de pământ, pentru că pământul pentru el era mama. Și mama, indiferent dacă este la om sau dacă este la animal, dă viață. Ea naște. Ca să poată să nască, ea trebuie să se unească cu bărbatul, cu soarele. Și din combinația asta ies aceste
combinație de triunghiuri și fiecare triunghi este umplut cu puncte. Pentru că mama și pământ este același loc, același lucru. Taurul, cerul și soarele este iarăși același lucru, e bărbat superior. Când într-un triunghi sunt puse puncte de genul acesta, înseamnă că punctul acesta este deja, terenul acesta este fertil deja, este pusă sămânță acolo. Deci pentru ei, pe o oală de ceramică, era important să reprezinte cele mai importante simboluri și credințele lor, pentru că pentru ei era importantă legătura cu cosmosul, cu tatăl care fertilizează mama, pământul, și din toată povestea asta se naște și omul, și animalul, și lemnul, și copacul, și grâul, și orice. Și atunci, eu cel puțin, așa am interpretat asta când am publicat, n-am primit observații critice, dar evident, n-am găsit un text scris despre asta. Dar mă rog, cunoștințele, ca să zic, dacă nu cunoaștem numai ce este aici, cunoaștem ce se întâmplă în Orientul apropiat, ce se întâmplă în Kazahstan. Similar, cumva. Deci există simboluri universale. Ele sunt în Japonia, în Egipt, în Transilvania, la fel. De ce? Pentru că omul este o ființă religioasă și el se naște cu genul religiozității și această religiozitate are programată în memoria genetică aceste simboluri. Asta este explicația de ce oamenii care nu s-au întâlnit niciodată, nu au auzit niciodată unul de celălalt, au aceleași simboluri. V-a arătat Ioji ceramica culturii Ariuș-Pucuteni. Da. Știți unde este cele mai asemănătoare vase de genul acesta decorate așa? În China. În cultura Yanshao. Unii de alții n-au auzit niciodată. Numai că universul este același, divinitatea este aceeași, natura umană este aceeași și naște în condiții similare aceleași forme de exprimare. Religiozitatea, deci, religiozitatea, deci eu care mă ocup de partea asta preistorică toată viața, evident, am, ca să zic așa, o viziune destul de largă asupra lucrurilor. Deci, mie nu trebuie să mi explice nimeni că eu asta am văzut și am simțit cu mâinile mele, că tot ce a făcut omul, înainte de toate, s-a ghidat de credință. Indiferent dacă a crezut într-un singur Dumnezeu sau a avut 10 divinități. Cele mai importante lucruri în istoria omenirii, prima dată s-au născut din motive religioase. Agricultura s-a născut din motive religioase. Prelucrarea metalelor s-a făcut și totul a fost făcut ca ritual. După care, pe măsură ce trecea timpul, am uitat de ce a făcut asta. De ce au făcut strămoșii lui așa? Eu fac așa pentru că bunicul a făcut așa, dar el nu mai știe semnificația lor. Foarte multe din aceste motive decorative pe care le vedem pe ceramica preistorică, le putem găsi în artă populară de astăzi, la toate popoarele. Mă bucur că am venit și că am învățat lucruri noi. Dar nu ați venit singur. Nu am venit cu copilașul meu, deci... Max, ce ați văzut? No, hai. Normal că am emoții. Oh, și ce a plăcut ție. Ai zice și să se apune ție la canal. Nu, nu spune că scoate mâna din buzunar, ține așa mâna, no, cumva. Ce ai văzut tu și ce până acum, până când nu ai venit aici? Am văzut cum au lucrat arheologii, ce au găsit. Vase foarte vechi și foarte interesante, pumnale de copru. Am și un detector, de asta am venit și sunt destul de pasionat de istorie. Îți place ce ai găsit, ce ai văzut? Da, îmi place. Deci te mai vedem pe aici? Da. Bineînțeles. Poate și anul viitor, dacă mai se va întâmpla. Numele tău, te rog. Maximilian. Și Maicu. Ce vrei să fii când o să fii mare? Și
sincer, oarecum iese, cred, da. De ceva. Sincer, m-aș face și arheolog. Oameni buni, a început ploaia. O să apar și la presă diseară. Să vă uitați la canalul acelea. Și acum hai să ne retragem la mașină, că plouă chiar. O să mai mergem cu detectorul și o să ne ducem în partea opusă. Apropo, aici e Păulenciuc.